Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Radu Vlad și vă invit să urmăriți știrile. Iarna își spune cuvântul din nou în orașul nostru. Din seara zilei de ieri a început să ningă, iar asta le dă bătăi de cap șoferilor și nu numai. Angajații societății de dezăpezire sunt prezenți pe străzile orașului pentru a le curăța. De ieri a început să ningă din nou la Făgăraș. Zăpada căzută din abundență este o bucurie pentru copii. Au ocazia să se dea cu sania și să facă oameni de zăpadă. Însă această bucurie este doar pentru ei, fiindcă șoferilor le dă mare bătaie de cap. Dacă pornesc la drum, sunt nevoiți să stea câteva minute bune să-și dezăpezească mașina. Sperăm să pornească. Ce să facem? Zăpada nu chiar mai așa de mare să ne speriem încă la noi. Și condițiile de drum? Condițiile de drum, mai încet trebuie să circulăm. Da, merge bine, cu atenție. Da, deocamdată da, merge. Mai încet, mai cu grijă. Numai pe la servici înapoi. Da, cum circulați? Încet, cu grijă, da. Angajații care se ocupă de dezăpezire sunt încă de ieri prezenți pe străzile orașului pentru a face mai ușoară deplasarea atât pe drumuri cât și pe trotoare. Ținând cont că ninge mărunt, e adevărat, dar într-una de ieri, lucrăm cu un tractor cu lamă pe față, un tractor cu plugă purtat pe spate, utilajul mare, autosărărița, cum îi spuneam noi, cu lamă și sare pe spate, multicarul mic pentru locurile înguste, trotuare, parcări și zone în care nu putem intra cu utilajele mari și dăm de azi, acum, de azi noapte, de la ora 3:30 și vom da în continuare până se oprește zăpada. În aceste condiții de iarnă, șoferii conduc mai încet și cu prudență pentru a nu fi implicați în evenimente neplăcute.